Ca printre primii youtuber, cam cred că printre primii, primii, nu că primii. Ce doia, o dă joc cu celălalt. Bună ziua, cetățeni, și bine v-am găsit la știrile de la ora 22, cu gazda dumneavoastră, Mike Holera, desigur. Regia, vă rog aplauzul. Să începem, desigur, cu o glumiță. Știți unde se adună florile când beau? La vanda acasă. Dar știți ce beau oamenii săraci? Boschetărie. Știri de ultimă oră. Le-am uitat. În alte știri, știri de ultimă oră, DJ Vasile declară faliment în urma unei pere făcute astăzi în jurul orei 17. România lucrului făcut cu jumătăți de măsură. Un tânăr producător declară că nu reușește să facă un beat cu 4 pătrimi. Nu reușește decât cu 4 doini. Eu chiar nu mai știu. Mi s-a stins laptopul, băga mi-aș pula de laptop. Care este parola? Natural, de cu pul, cu alea, naturalețe, naturalețe. Șoc și groază pe litoral. Epava din Postinești încă nu s-a scufundat. Specialiștii declară. Românii se înghesuie. Pe litoral. Este februarie. Un șezlong a ajuns la suma exorbitantă de 180 de lei pe oră. Iar unii preferă să se dea cu șezlongul pe apă loc să mai ia jet ski. Un român și-a motorizat un șezlong și nu a mai fost găsit niciodată. După mișcarea curenților, bănuim că este pe undeva mort. Mama aia a ajuns ieri la numărul impresionant de 100.000 de sezonieri cu chef de distracție. Să-i fie rușine și sper să iasă în curând din spital. Nimeni nu făcea ciorbă ca bunica. Acum este târfă. Inflația urcă la cote nemai văzut. Bro, what the fuck? Bro. De la alte știri, un român a postat un clip cu ce și-a cumpărat din Kaufland cu 150. Uite, plec, de lei. Curentul se... Ajută-mă, ce scrie? Ciorbă ca bunica. A postat un tip cu ce și-a cumpărat. Ajută-mă, mi-e foame. Din Kaufland cu 150 de lei. Curentul se scumpește. Pare-mi pulă, mă, efectiv. Codrine. Rubi ne recomandă să stingem lumina. Dar nu numai curentul, desigur. Curentul, alimentele, armele, drogurile, detaliile șocante ale unui economist. Trebuie să înțelegi treburile. Șoc și teroare. Un arheolog din Bihor a descoperit urme de templu dacic chiar în curtea sa. Și cum vă dați seama că sunt pietre dacice? Păi, așa simt eu în sufletul meu. Dorian Popa a explodat astăzi în jurul. E timp și de horror, Cristian. 14. Răscoală în Parlament. Un șnițel a ajuns la suma de 4 lei, iar o ciorbă la 2,80 lei. Parlamentarii declar că nu se mai poate așa ceva, domnule. Teroare în Cluj. Un tânăr a picat cu trotineta electrică pe jos și și-a rupt barba. Teroare în Cluj. Un tânăr a picat astăzi în pie. Dar vezi că le dă și, cum să vă zic, le dă și așa cumva. Parlamentarii cu asta le dă. Caterinca. Da, mă, i-a picat. Mă scuzați. Tânărul a băut repede o bere artizanală la 18 lei și și-a revenit. Dar Clujul nu se oprește aici. Teroare în Cluj. S-a ajuns la numărul record de 85% din populația Clujului să lucreze în IT. Ceilalți clujeni îi condamnă. De la măgăua aia, toată ziua stau pe ea. De-aia e doar... Clujul se începe pur pe cap. Nimic nu mai merge în țara asta. Ne pleacă tinerii de când s-au închis combinatul siderurgic de la Galați. În alte știri de teroare. Brăila există. Uite-mă la codrese, bine, ce faci? În alte știri de teroare, un tânăr din Bihor a băut toate prunele din județ, înainte să fie transformat în pălincă. Ce uite-l pe cod, pe ăsta, pe ecocoi. Trimite-ți murdul. România ajunge la finala mondială de dat cu bâta în baltă. În direct am văzut, Boboneață, am văzut. Transmite colegul meu de pe teren. Transmitem direct din Beijing, unde, surprinzător, nimeni nu bea jing. Eu trebuia să mai zic ceva, așa? Alături de mine le-am pe campionul internațional dat cu bâta în baltă. Deci eu practic aveam o șansă la aur, dar am dat cu bâta în baltă. David Popovici a luat în comentarii. Apropo, mâine, ați văzut cu cine mă joc mâine? Dacă vă arăt cu cine mă joc canter mâine, înnebuniți. Cu All of Meister, cu trei bar familia voastră. Toți mă joc, ești nebunat. La proba de... Să vedem pe cine alege, dacă mă alege All of Meister direct, sărim în aer, mâncabaș. Înot în jurul pământului. Tânărul declară că este puțin obosit. O să iei domn la suna personal prin scoică să-l felicite. Tânărul plă... Da, mă, mâine gen să aleg echipele și pe 19 jucători. Este o vacanță de recuperare sub insula Mafu. El este singurul care intră în apa mării și nu se teme. Susținătorii lui rămân la fel. Fani înfocați. Bine, David. Și eu beau apă de la 3 ani. Te pup, tati. Cunoscătorii. Romeo Pătrunjel, Dorian Faianță. Cunoaște. Bine că acum îl felicitați toți. Eu însă îl urmăresc de când avea 8 ani. Am și interdicție în piscina unde e nota. Și milogii, desigur. David, nu te merităm. Vezi, pune în continuare pe plan internațional pentru țara noastră. Chiar dacă sportivii se bucură de tot spotlight-ul actual, să nu uităm de tinerii noștri din țară care au luat locul 1 la Olimpiada de futut, etalaj și sub. Știri mondene. Andrew Tate a scăpat din pușcărie cu cel mai greu mandat. Parchează unde vrea, prin București, și nimeni nu-l poate opri, nu poate să-i facă nimeni nimic. Pentru că este banat pe toate platformele. Vârsta de... Maa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 a
cum a fost asta? Și nimeni nu-l poate opri, nu poate să-i facă nimeni nimic, pentru că este banat pe toate platformele. Vârsta de pensionare în România s-a mărit la 98 de ani. Pensionarii declară că dar măcar se mai pot juca un an cu Lego. Vremea bate vânt de la pietreasă că a murit o babă grasă. Vă sfătuim să stați în casă. Vadim Tudor a înviat din morți. Primele sale cuvinte au fost: Marian, ridică-te și umblă, imbecilul dracului. Vă sfătuim de asemenea să stați în casă și din cauza asta. Mă scuzați, m-a prins puțin schizofrenia. Ba nu, ba da. Patru tineri constanțeni au fost găsiți pe teritoriul pulii mele. Patru tineri constanțeni au fost prinși speriați pe teritoriul. În Turcia s-a întâmplat asta, vă bine să credeți. Patru tineri constanțeni au fost prinși, speriați. Vă dați seama că el dă drumul așa și le direct așa din cap? Pe teritoriul apelor turcilor. Turcii au declarat că nu se aflau în apele lor. Știri catastrofice în natură. Mediul încă ne înconjoară. Nimeni nu știe ce plănuiește. Vă sfătuim să stați din nou în casă. Trei case vă trebuie până acum ca să stați în toate trei cazurile. Pauză publicitară. Propunem spre închiriere apartament modest în Cluj. Bucătărie open space tip studio. 1800 de euro pe lună, dar acceptăm... Și cripto că suntem la Cluj, mă. Situat la marginea Clujului, dar plănuim să-l mutăm în curând. Iar acum un episod. Mamă, că e joc de groază să mor dacă Sodin, am întrebat 100. Am făcut reacție la măgălă. De români. Am întrebat 100 de români. Câți români am întrebat până acum? Nu știu, mulți? Desigur, să-l anunț că a câștigat o excursie către pizda măsii. Bine m-a regăsit, dragi domn, să continuăm cu știrile zilei. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, s-a scurcircuitat astăzi, în timpul unei întâlniri de buget. Cineva scăpase Pepsi pe el. Șeful Facebook a promis repercursiuni grave, în cazul în care mai pornește cineva. Elon Musk s-a certat astăzi cu Oșaorma, după ce i s-a făcut rău. Acesta a cumpărat-o și după a dat-o afară. Sanca Uraganul trece la antreprenoriat. Artistul a susținut că este interesat și de platforma de video calling pentru conferințe de business. Acesta plănește să le cumpere și... A zis că e ultima, mă. Să mărească. Eu n-am fost, mă, frate, la Neversea, n-am fost, frate, la Untold, n-am fost, frate, la nimic. Nu-mi place să mă duc la petreceri, coaie. Nu v-ați prins cum sunt eu ca om. Distracția mea constă în a sta în casă sau mă uită la seriale. Așa mă relaxez eu. Probabil că o să mă duc, nu știu. Maxim, e premieră în viața mea că plec în martie în Veneția, ești nebun. Chiar vreau să plec așa 2-3 zile, odată la nu știu câte luni de zile pe undeva. Dar nu mă duc, n-am fost, ești nebun, pe nicăieri. Nu merge să mă duc la petrecere, nu merge. Eu nu văd așa distracția. Dar acum asta nu înseamnă că voi trebuie să gândiți ca mine, ești nebun. Să stați dracu în casă, să vă uitați la seriale. Așa sunt eu, frate, mi s-a luat, frate, nu știu, îmi place să mă înconjur de oameni calitativi care n-ai nevoie să arunci bani în stânga și în dreapta, ei o pungă din asta de... Star, Loto, Pufuleț sau ce dracu e, nu știu ce, te uiți la un film, la un serial, râdesc ca proștii. A ieșit azi din sarcofag și a râs puțin de el. Șoc și groază. Casa Buhnici a devenit conștientă și l-a închis pe Buhnici în cabina de duș. Vecinii spun că noaptea se aud strigăte cumplite. Un tânăr mincinos și cu amnezie și-a făcut laba și apoi a mâncat căcat. A uitat de la mână până la gură. Un fost om de afaceri implicat în construcții de WC-uri. Yeah, man, I will give the live stream after the live stream. Oh my god. Oh, sorry. I have rocks in my gură, in my mouth. I will give the knife after live stream. A spălat toți banii firmei și a devenit intelectual. Mi-ai promis o budă. Unde e buda? Buda e de Leanu. Daniel, băiatul vulturi, a fost surprins din nou pe meleagurile noastre. Acesta nu citează să terorizeze populația. Priviți ce s-a întâmplat. Specială pentru Codrin Bradea, acest dobitoc tupeist. Face 10 ani de YouTube. Vă vine să credeți. Codrine, ai primit la bariera, corect? Da, mi-au pus-o băieții. Da, știm cu toții că ți-au pus-o băieții. Spune-ne, Codrine, cum te simți după 10 ani de YouTube? Cum reușești să te menții? Și nu ne referim la fizic. Păi, cel mai important este să... Domnul. Mulțumim, Codrine, pentru prezență. Da. Când eram puștănel, era o inspirație pentru mine, frate, că... E diferit față de toți cu aia, adică la modul doar e fix să-mi pulă de orice. Pe lângă faptul că e mult mai bun ca mine din orice punct de vedere și gen la modul nu sponsor, nu mai nu știu efectiv. Se vede că face asta efectiv, să nu știu, de drag așa.